Studiul arată faptul că, indiferent de ocazie, 14 februarie sau 24 februarie, românii tind să sărbătorească iubirea cu mici cadouri, cu surprize pentru persoana dragă, cu escapade romantice. Astfel, 38% dintre români aleg să sărbătorească dragobetele, în detrimentul Valentine's Day. 77% dintre respondenți cumpără cadouri pentru ziua îndrăgostiților. 63% dintre ei alocă un buget între 50 și 100 de lei. 72% aleg cadouri simbolice, flori sau cărți, urmate de bijuterii și haine, iar 34% dintre îndrăgostiți consideră că ideal este să petreacă acasă. Totodată, 36% dintre ei sărbătoresc atât dragobetele cât și Valentine's Day. Cadourile simbolice par a fi preferatele îndrăgostiților români. Ziua îndrăgostiților îi trimite pe români și în magazine clasice, dar și online. 49% declară că își cumpără cadourile online și din magazine, 46% doar din magazine și doar 5% doar din mediul online. Când vine vorba despre modul în care preferă să sărbătorească dragobetele, 34% preferă să sărbătorească într-un loc nou, 34% acasă, iar 27% optează pentru o cină romantică în cuplu. Stațiunile de pe Valea Prahovei rămân în topul preferințelor. Gradul de ocupare este de aproximativ 60% în Breaza și Câmpina, în timp ce în Azuga și Sinaia gradul de ocupare depășește 95%. În Bușteni, gradul de ocupare depășește 85%.